poți să faci tu câți bani vrei. Dacă nu faci bani când dormi sau dacă nu faci bani în timp ce te bucuri de viață, degeaba. Aș putea să spun că e mult mai smart, mult mai bine pentru tine să faci mai puțin bani, dar când dormi și să ai un stil de viață mai modest, nu extravagant, dar să ai time freedom și să faci ce vrei tu. Degeaba sunt oameni care fac mulți bani, sunt mulți corporatiști care fac mulți bani, pentru că nu au libertate. Iar în momentul în care ei se îmbolnăvesc sau își dau demisia, dacă depind de o singură sursă de venit, cum este cazul celor mai mulți oameni, depind de o singură sursă de venit și ei cred că, deși au o singură sursă de venit, pentru simplu fapt că câștigă bine, nu au nevoie de o a doua sursă. Este cazul la foarte mulți oameni. Ești un inginer foarte bun pe vapor. Ești un programator foarte bun la o companie de top. Câștigi 100.000 de dolari pe an în România. În afară, câștigi 5, 6, 80.000 de euro pe lună. Deja la cât de mult s-au depreciat banii, în curând, cred că la nivel de Europa, asta va fi un salariu mediu, mai ales în țările bine plătite. 80, 100, 150.000 de euro pe an. Și pentru că mulți câștigă destul de bine, consideră că nu au nevoie de a doua sursă de venit. Pentru că ei nu înțeleg că a doua sursă de venit, de fapt, este o asigurare pentru vremurile în care poate nu ai de lucru, apare ceva neprevăzut, te îmbolnăvești, nu poți să lucrezi, ai o problemă în familie și așa mai departe. Deci oamenii tind să, adică eu observ că ei tind să dea la o parte aceste evenimente care sunt inevitabile. Oricare din noi are momente când nu poate să lucreze. Nu poate, nu vrea, se îmbolnăvește soția, copilul, bunicul, bunica, ai un deces în familie, ți-ai rupt o mână, un picior. Indiferent câți bani faci, e foarte inteligent să îți creezi o a doua sursă. Din nefericire, mulți ar putea să-și creeze o a doua sursă, dar sunt destul de ignoranți. Nu-mi trebuie, bă. Pe ce eu îmi bat capul pentru 300 de euro? Păi ce, eu trebuie să mă stresez pentru încă câteva sute de euro? Nu despre asta e vorba. E vorba despre diversificare, asigurare și să generezi niște bani atunci când dormi. Cum spune domnul Buffett, dacă nu faci bani când dormi, o să lucrezi până mori. Și să lucrezi până mori, în zilele noastre, e un lucru destul de trist. Ați văzut că în Franța se ridică vârsta de pensionare. Probabil că și la noi se va ridica vârsta de pensionare, pentru că statul are un interes să colecteze cât mai mulți bani și să ne dea nouă, celor care contribuim, cât mai puțini bani, ca să finanțeze ei alte lucruri. Toate guvernele la nivel mondial sunt pe deficit spending. Adică cheltuie mai mult decât produc. Ca să compenseze diferența cu ce nu produc, dar cheltuie, împrumută. Sunt titluri de stat, obligațiuni, împrumuturi externe și așa mai departe. Pentru care România și alte state, bineînțeles, plătesc cupoane, plătesc dobânzi. Din ce le plătesc? Din taxe. Suprataxări, taxări, măriri de impozite și așa mai departe. Și după cum spuneam într-un clip un pic mai de mult, lumea nu mai face atât de mulți copii, pentru că nu vor, pentru că n-au bani, pentru că vor mai multă libertate și copiii se fac târziu. Mult mai târziu decât acum 30 de ani. Acum 30 de ani se făceau mulți copii, părinții voștri cu siguranță au mulți frați, eu de exemplu n-am frați, nu știu dacă o să mai fac un al doilea copil, am deja un copil și l-am făcut destul de devreme, dar ce vreau să spun cu asta este pentru că vor fi foarte peste 20 de ani, vor ieși la pensie foarte mulți oameni, peste 10, 15, 20 de ani, vor ieși la pensie foarte mulți oameni și vor lucra foarte puțini oameni. Așa că dacă tu te bazezi pe zero investiții plus pe pensia de la stat care se va angaja în ghilimele să aibă grijă de tine, s-ar putea să ai o mare problemă. N-ai investit, ai cheltuit toți banii și o să vină o vreme când nu o să mai poți munci. Și uite așa o să intri în legea lui Buffett. O să lucrezi până mori, când ai încotro. O să ai 70 de ani, o pensie de 1200 de lei, echivalent cât e acum, adică foarte mică, nu poți să trăiești decât maxim o săptămână cu banii ăștia, dacă ești singur. Dacă ai 3 membri în familie, poți să ții gândul. Mănânci doar cartofi și fasole, nimic altceva. Și o să te angajezi și să faci ceva, orice, nu știu, taxi, delivery, bucătar, ospătar, orice.
dacă vor mai exista aceste joburi peste 30 de ani, 20 de ani, pentru că intră puternic artificial intelligence și s-ar putea să rămâi și fără joburile alea. Deci, cum să zic, vin vremuri destul de nasoale, dacă mă întrebați pe mine. De asta e bine să ai o a doua, a treia sursă de venit, care poate să însemne acțiuni, poate să însemne o afacere, poate să însemne un spațiu închiriat, comercial, un teren, panouri solare, ceva să ai, să-ți producă pe lângă serviciu. Bine, sunt conștient că nu toți pot face asta, pentru că 70% din populație la nivel mondial trăiesc de la salariu la salariu. Și e aproape imposibil să facă investiții mari. Aici intervine o altă concepție greșită, că ai nevoie de mulți bani pentru a investi. V-am spus într-un clip anterior că cu 100 de lei pe lună, de la 25 la 65 de ani, te poți pensiona. Și am văzut comentariile. Da, bă, da, că eu strâng bani 40 de ani ca să mă bucur la 65, mai trăiesc 2 și crăp. Ok. Dar dacă mai trăiești 20 și ajungi pe străzi? Să știți că vorbeam cu părinții mei mai de mult și îmi spuneau că, bă, lasă, bă, că să trăiesc eu până ajung la pensie. Lasă, bă, că să prind eu pensia. Lasă, bă, că așa ziceau mulți. Ei bine, uite că mulți se apropie de vârsta de pensionare, 60 de ani, și sunt îngrijorați, nu părinții mei, alții de vârsta lor, colegi de-ai lor, prieteni de-ai lor și așa mai departe. Aoleu, eu nu prind pensia. Aoleu, eu m-am consolat, o să lucrez până mor. Aoleu, nu o să-mi ajungă banii. Aoleu, stai așa că s-a îmbolnăvit soacră mea, s-a îmbolnăvit maică mea, s-a îmbolnăvit nevastă mea, s-a îmbolnăvit și nu-mi ajung banii. Deci cam despre asta e vorba. A, lasă, bă, să ajung eu acolo. Da? Bine. Roagă-te să n-ajungi acolo, că dacă ajungi acolo cu gândirea pe care o ai acum, o să-ți fie greu. Adică roagă-te să ai dreptate, ceea ce este greșit. Asta se numește ignoranță, iar ignoranța are cele mai nasoale consecințe, credeți-mă. Ignoranța lucrurilor care trebuie făcute, tu știi că e bine să le faci și știi că e un lucru foarte bun, dar ești ignorant. Ba mai mult, mai faci și mișto de aia care o fac. A, da, băi, l-ai văzut pe ăla. A investit 50.000 de euro, să ia chirie, 350, mare șmecher. Mai bine mă bucur de viață, cu viața am. Adică, nu știu, cunosc foarte multe cazuri despre care nu vreau să vorbesc, că unii sunt chiar membri din familie, rude mai îndepărtate, mai apropiate, care au această gândire și credeți-mă că nu le vine deloc. Adică lucrurile, nu știu cum să zic, ce au pățit ei și ce văd la ei, văd și în comentarii și la alți oameni care spun cumva cam aceleași lucruri. Când o să treacă 20 de ani de acum și o să te vezi bolnav fără nicio investiție, fără nicio economie, tu o să suferi. Și nu vorbesc de oamenii care n-au bani, o duc rău și n-au cum. Sunt oameni care, înțeleg, n-au cum să facă asta. Dar sunt foarte mulți oameni care pot face asta și nu o fac din simplu fapt că sunt ignoranți și preferă să cheltuie toți banii pe vacanțe, ultimul tip de mașină, și mai departe. Vreau să vă zic una tare de tot despre vecinul meu. Am un vecin sub mine, unde locuiesc, care e foarte ofensat că copiii din bloc fac gălăgie, inclusiv fetița mea. Bă, frate, copil, ce vrei să leg de pat? N-ai voie să bați copilul, să legi copilul, să constrângi copilul. N-ai voie și e normal, natural, nu? Bun, ai 50 și ceva de ani și lucrează în ture. Lucrează în ture, în schimburi. Bun, asta nu e vina mea. Noi respectăm programul de odihnă. Copilul se culcă la 2 și la 1 se scoală pe la 3 și jumătate, deci cât de cât programul de liniște de după amiază e respectat de către noi. Și fata mea se culcă pe la 9 jumate, 10 jumate. Se culcă de la 10 începe programul de odihnă până dimineața la 8. Ea doarme cam până la 7 jumate, 8. Deci noi 95% din programul de odihnă îl respectăm. Dar el e ofensat că de ce face gălăgie când, de ce nu iese afară, că bate vântul, că plouă, că face gălăgie când sunt acasă. Boss, stai la bloc, nu-ți convine, du-te la casă. Băiatul meu lucrează în schimburi, într-un apartament micuț și locuiește cu unul din părinți la 50 de ani. Bun. Deci e supărat că n-are liniște, e supărat că îl deranjează copiii, lucrează în 3 schimburi, adică destul de greu, are peste 50 de ani, din câte am înțeles, mai e și bolnăvior. Ce face băiatul meu? Îmi schimb modelul de mașină. Aveam un Passat 2011-2013, băiatul meu și-a luat Passat 2020. Cam despre asta e vorba. Despre ăștia e problema. Bă, tată, dacă ai avut bani să-ți iei Passat 2020 și te duci cu el la muncă și ai 50 de ani, bă, tată, nu puteai tu să ții Passatul ăla vechi
mașina aia veche a ta și să ții tu frumos, să investești în ceva ca să stai mai liniștit? Logic așa, nu. E genul așa, și uite la tine. Păi tată, ce e în capul tău? Am rămas așa, deci când am văzut că și-a schimbat mașina, am văzut-o cu numere, alte numere, alte... Am rămas așa, gen, uite, uite, deci ăsta, el e, el e tati, el e, despre tine e vorba. Sunt foarte mulți oameni ca ăsta, care, cum necum, fac niște bani, au vândut ceva, au primit bani, au moștenit ceva, toți banii mi-au mașină, cu viața. Bă, tată, tu mai ai 10 ani și ești la pensie, vezi că nu mai ai, dacă avea 20 de ani, mai înțelegeam, 30 de ani. Bă, tată, ai 50 de ani plus, tu în 10 ani trebuie să ești la pensie. Nu te gândești un pic așa la tine? Ăștia sunt oamenii ignoranți despre care vorbesc. Și credeți-mă cum e ăsta, așa sunt foarte mulți. Deci foarte mulți oameni ar fi capabili să își asigure un minim de libertate, un minim de independență financiară, un minim de, nu știu, a doua sursă de venituri, dar ignori realitatea. Asta este problema. Ignorăm realitatea, vrem să părem șmecheri. Îți dai seama, el îmbrăcat frumos așa, cu mașină 2020, mare macho. Tati, faci eforturi mari să ții mașina aia. N-ai la ea casco, n-ai la ea nimic. Hai nu-ți permiți la mașină 2019-2020 casco când ești angajat. Sorry că spun cinic, dar ăsta e adevărul. Când lucrezi în trei schimburi, nu știu unde, indiferent unde lucrezi, adică la o fabrică sau la o... Ce poți lucra trei schimburi în Vâlcea? La o fabrică, la un call center, la hidroelectrica, la pompieri, la poliție sau la o benzinărie. Sau la farmacie non-stop. Adică cam atât. Iar în niciunul din aceste joburi nu câștigi salarii, nu câștigi sume exorbitante. Dar nu, tu o arzi că ai bani. Adică în momentul în care vine o adevărată recesiune agresivă, ăștia cum e ăsta, își vând tot, sunt terminați. Aici unde sunt acum, în Benidorm, în Spania, am stat la piscină ieri și erau niște oameni mai în vârstă, la 50-60 de ani, în piscină sus. Erau din UK, din Manchester. Și erau mai mulți oameni, erau toți din UK, unii din Manchester, unii din Newcastle, unii din, de nu știu unde, mă rog. Stăteau la acolo, la socializare. Și da, cum necum ascultam discuțiile lor, s-au băgat în seamă și cu mine, hei, tu de unde ești, taca-paca? Și ziceau că unul din ei lucrează, nu știu, învățătoare, adică soția, și el spunea că lucrează în asistență socială și că zicea că e plătit foarte prost, în sensul că e, la ei e încadrat ca unskilled work, adică muncă necalificată. Și zicea că ei în fiecare an sunt în Spania, în fiecare an pleacă, au fost acum un an jumate în Thailanda, adică cheltuie toți banii, știi? Iară, deci altă categorie de oameni care își cheltuie toți banii și aveau aproape 60 de ani. Că ziceau că, așa, ziceau că în lockdown el lucra în entertainment, a rămas fără job, fără loc de muncă și a fost nevoit, pentru că nu mai aveau bani, a fost nevoit să lucreze la un supermarket, că n-avea ce să facă, mureau de foame, 2 ani. Și acum s-a angajat în asistență socială, practic. Că îi place, că interacționează cu oameni, că simte că ajută oameni, ok, foarte frumos. Dar pe plan financiar, bă, tati, câți ani au trecut de la pandemie? N-au trecut 2 ani. Adică acum un an, tu n-aveai un leu, că asta tu ai spus, te-a întrebat nimeni, tu ai spus, și acum au pe vacanțe. Vacanțe, vacanțe, vacanțe. Nu știu, nu pot să înțeleg această mentalitate. Eu nu aș putea să plec într-o vacanță dacă știu că eu nu mai am niciun ban. Deci mentalitatea asta nu e doar în România. E o gândire greșită la nivel mondial. Acum, nu știu dacă sunt eu exagerat sau nu. Pentru mine asta a devenit cumva, investițiile au devenit și o pasiune și o obsesie și îmi place să mă educ. Și când văd la alți oameni că mai au puțin și se pensionează, au 50-60 de ani, mai sunt și bolnavi și nu înțeleg o boabă de, nu știu, două boabe de principii economice, cumva mă doare. Ceea ce vreau să vă transmit este să nu ajungeți așa. Știu că unii mă înjurați, unii spuneți că sunt deplasat, unii spun că sunt nu știu cum, ce bă, tu crezi că toți sunt ca tine, etc. Esența este că vreau să vă transmit ceva, vreau să vă ajute, vreau să nu ajungeți în această situație. Pentru că inevitabil foarte mulți oameni vor fi în această situație. Poți să alegi din timp să nu ajungi așa. Despre asta e vorba. Da, m-am plictisit destul, m-am plimbat destul, mă duc și o să bag o piscină.
tu cumpi la plajă, că este încă frumos și călduț, de mâine se răcește. Afară sunt 18 grade, dar la soare e vreme de tricou, soarele arde mai tare decât mă așteptam. Chiar aproape că am transpirat. Nu mai bucur, mai am câteva zile de stat în Alicante. Mâine mergem în Alicante și o să mai filmez câte una alta, pentru că crearea de conținut pentru mine a devenit ceva ce face parte din viața mea. Adică nu mă simt bine dacă nu filmez ceva, să nu discut cu voi sau să nu împărtășesc o idee care zic eu că într-un final vă va fi de ajutor. Aștept mai jos părerea voastră, ne vedem în următoarele episoade.